Dosarul Constantin Țuțu, în care fostul deputat al PD este învinuit de îmbogățire ilicită, se află de un an în faza preliminară. Între timp, bunurile lui Țuțu rămân sub sechestru. Decizia a fost luată astăzi de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii încearcă să explice de ce până acum nu a început examinarea în fond a dosarului Țuțu. Au fost fixate ședințele au fost lucrative. Practic, la fiecare ședință preliminară au fost examinate cererile depuse din partea părerii. Dosarul, ziceați că a fost la un alt judecător. Inițial, când a fost transmis în instanță de judecat, a fost transmis spre conexare la dosarul în care este învinuit de comiterea infracțiunii cu trafic de influență și escrocherii. Ulterior s-a constatat că urmează a fi examinat separat și restituit judecătorul care l-a transmis spre conexare. Preliminară a fost și ședința de miercuri 28 septembrie. Avocatul lui Constantin Țuțu a depus o cerere prin care a solicitat ca bunurile clientului său să fie scoase de sub sechestru. Este vorba de casa inculpatului și un teren. Judecătorul a respins cererea avocatului ca fiind nefondată. Constantin Țuțu s-a arătat indignat de faptul că presa vrea să afle detalii. Ce ați solicitat? Dumneavoastră ați fost prezent la toată ședința, știți ce s-a discutat. Ședința nu este, nu putem filma, de asta vă rog să ne spuneți la cameră. Nu cred că vreau să vorbesc cu dumneavoastră. În primul rând, mi se pare că faceți o presiune asupra mea personală, chiar și a avocaților. Și este, nu știu, o procedură standard, probabil. Și nu cred că este temei de a face o știre din chestia asta. Constantin Țuțu nu a vrut să comenteze nici decizia judecătorului prin care bunurile sale au rămas sub sechestru. Fostul deputat PD, Constantin Țuțu, a fost pus sub învinuire pe 12 octombrie 2021. În acest dosar, el este învinuit de îmbogățire ilicită și fals în declarații. Pentru fals în declarații, el nu mai poate fi cercetat penal și asta pentru că termenul de prescripție a expirat. Dacă va fi găsit vinovat pentru îmbogățire ilicită, Țuțu riscă 10 ani de închisoare.